Apropo, domnule Mircea Diaconu, nu avem o dezbatere reală, nu s-a acceptat acest lucru, nu s-a putut organiza, pentru că pur și simplu au fost candidați care nu au acceptat această dezbatere. Dacă ar fi avut o dezbatere reală cu toți candidații în această seară, ce întrebare i-ați fi adresat președintelui Klaus Iohannis? E greu să aleg una dintre ele, pentru că ar fi foarte multe. Pe de altă parte, orice întrebare i-aș adresa prin dumneavoastră chiar, nu numai eu, n-ar auzi eu. Și sunt foarte curios, și ăsta e unul dintre motivele de care mi-aș dori să intru în turul 2, ca să văd dacă de la 2 metri aude. Că în turul 2 bănuiesc că o să stăm totuși la un 2 metri distanță unul de celălalt. Și sunt foarte curios dacă aude direct, că așa nu aude deloc. La ce vă referiți când spuneți că nu aude? Nu aude când, nu știu, când sunt chestiuni importante sau lor de poziție importante, sau întâmplări, sau abuzuri, sau șoferi, n-aud. Ați auzit? Nu. Țineți minte, s-au fost multe împrejurări în care n-a auzit și nu-l interesează. Dar s-a considerat atunci, informat. De asta nu vreau să-l tulbur neapărat. În fine, stau puține minute la dumneavoastră și parcă e păcat, sau ar fi păcat să le cheltui cu așa ceva, sau în fine. Cu toate astea, să știți, eu insist pe acest lucru pentru că mie mi se pare important ca genul acesta de dezbateri aduc până la urmă problemele pe care un candidat le vede ca fiind importante la, în modul în care el se raportează la problematică, la marile teme, iar pe de altă parte adresează întrebări celorlalți contracandidați tocmai pentru a sublinia un lucru sau pentru a încerca să ofere opiniei publice posibilitatea să audă răspunsul acelui contracandidat la întrebare. E adevărat, dar tehnicile de până acum, am asistat la genul ăsta de dezbateri, nu mă omor după ele. De ce? Pentru că staff-urile, pricepuții, livrează un fel de o categorie de întrebări, gen pioneză sau gen ia cum îl lovim undeva. Și da, de regulă, dumneavoastră candidați, spunând despre, prezentându-vă opiniei publice, într-o manieră ce nu a mai fost până acum folosită de altcineva, spuneți simplu, direct și cred profund, un om. O întrebare de la un om, fără staff de campanie, fără briz-brizuri, fără șmecherii, fără șopârle. O întrebare totuși credeți că ar fi de adresat președintelui Iohannis? Și v-aș da posibilitatea președintelui și fostului premier, pentru că în momentul de față pare că bătălia este aici, în 3 sau în 4 cu Dan Barna. Mă rog, dacă trebuie neapărat, o să punem o întrebare acum, însă mică. Așa. Cele mari pentru turul 2, pentru turul 2 de la 2 metri. Să văd dacă aude. Cele mari, cele de esență. O întrebare. Dacă dânsul consideră că era mai important să viziteze Pompei cu soția și ghidul și vreo poză două, sau exact în același timp, sau în acel timp, să meargă pe scaunul României de la Consiliu, mai ales că erau subiecte importante, inclusiv Brexit-ul și poziționarea noastră în raport cu Brexit-ul la timpul acela. Adică e o opțiune pe care a făcut-o dânsul. Și eram foarte curios care e argumentul pentru care a rămas scaunul gol la Consiliu, unde merge președintele țării, deci unde merge România. Și a preferat să-și facă poze și să viziteze cu ghidul Pompei. Pentru doamna Dăncilă, vreți să adresați o întrebare? Da. Eu voi adresa în momentul în care vine în platou în această seară. Nu e problemă, sigur că